Breaking news la Digi24 este un avertisment cât se poate de serios că în următoarele maximum 48 de ore ar exista un atac rusesc în Ucraina. Deja se strâng informațiile, le punem cap la cap imediat, vă spun doar că acum câteva minute Reuters, o informație a agenției Reuters preluată și de Guardian, spune că Rusia are aproape 100% din trupe într-o poziție pregătită de invazie. Asta spune un înalt oficial american al apărării. Este cât se poate de pregătit, am spus, în orice zi și este cu siguranță posibil ca astăzi să fie acea zi. Asta a spus oficialul american al apărării, fără să precizeze că o invazie va avea loc miercuri. A zis astăzi, la noapte, adică în dimineața zilei de joi, nu se știe, nu este sigur. Vehiculăm informații, agențiile de presă vehiculează informații pe care le obțin de la diverse surse din serviciile de informații din domeniul apărării. În cazul acesta este vorba despre un înalt oficial american al apărării. 100% trupele pregătite pentru o invazie, pregătite în poziție de luptă și este posibil ca atacul să aibă loc în această noapte. Există și informații cu locul care ar fi vizat de trupele rusești. Ne uităm acum pe hartă ca să înțelegem cum stau lucrurile. În sudul regiunii Donetsk, la Marea de Azov, există portul Mariupol. Cum vedeți acolo că este hașurată regiunea Donetsk, în sud-vestul ei, la Marea de Azov, este portul Mariupol. Acesta ar fi vizat de intervenția militară de la noapte. De altfel, mai devreme, vă aduc aminte, v-am oferit informația conform cărei au fost văzute coloane de blindate care s-ar îndrepta către Mariupol. Invitați în studioul Digi24, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, bună seara. Bună seara. Și istoricul Armand Goșu, bună seara, Armand Goșu. Bună seara. Cristian Diaconescu, avertismente au mai existat? Tocmai ce l-am întrebat pe ministrul de externe, Bogdan Aurescu, ce rol au avut avertismentele care au venit la un moment dat destul de repede unele după altele? Ne-a explicat că este o formulă de a descuraja, de a dejuca niște planuri care sunt pregătite să se întâmple. Situația de acum e un pic diferită. Între timp, rușii au tăiat toate căile de negociere, de discuție și deja au început să se miște în Donetsk și Lugansk. Cum e? Forțele rusești poziționate în zona Ucrainei sunt ridicate în acest moment la nivelul de 100% privind invazia. Deci de organizare, de structurare militară, 100% sunt în poziție de atac. Da, intervenția va avea loc. Întrebarea care se pune în acest moment este dacă această intervenție se va limita la zonele care deja de 8 ani sunt controlate de Federația Rusă sau se va avansa spre centrul Ucrainei, spre sudul Ucrainei și, într-adevăr, portul Mariupol este un centru industrial pivotal din multe puncte de vedere, odată pentru că pe acolo trec exporturile de materiale industriale, produse industriale și, în al doilea rând, pentru că la Marea Azov, practic, este singura deschidere portuară cu capacități complexe industriale. Deci capturarea acestui port ar fi într-adevăr un semnal extrem de complicat. În paralel, Tony Blinken a anunțat întâlnirea cu Lavrov. G7 se pare că se vor întâlni joi, mâine, adică grupul statelor celor mai industrializate, pentru a decide un nou regim de sancțiuni. Deja s-au luat măsuri de sancționare în ceea ce privește interdicțiile de orice fel, privind 27 de indivizi și entități din Federația Rusă și, mă rog, cei 351 de parlamentari din Duma de Stat care au votat sau au trimis spre aprobare această cerere de recunoaștere a independenței celor două regiuni din Ucraina. Ucrainenii au intrat în stare de alertă, nu este mobilizare de război, dar este penultimul stadiu înainte de o astfel de situație. Evident, de la oră la oră evoluțiile pot fi cât se poate de complicate. Practic, în acest moment, nu pot să vă dau exemplu unui dialog, cel puțin formal, care să genereze așteptări pozitive în legătură cu ceea ce se întâmplă. Sigur, dialogul informal în diverse zone
în care se lasă un anume spațiu de manevră, se desfășoară în continuare. De exemplu, când discutam aseară Nord Stream 2, deocamdată nu a fost anulat ca proiect, a fost suspendat la aprobare. E o nuanță care, încă o dată, lasă un anume spațiu de înțelegere a unei posibile flexibilități într-un anume moment, dar situația de astăzi este mai complicată decât cea de ieri. Mă uit pe harta noastră, sunt hașurate Lugansk, Donetsk și Crimea. Întrebarea cred că este ce altceva va mai fi hașurat, adică unde se vor opri? Se vor opri? Preocuparea în legătură cu Marea Neagră este una foarte serioasă. Președintele turc s-a întâlnit cu președintele Putin. Erdogan și-a exprimat preocuparea serioasă în legătură cu ceea ce se întâmplă, pentru că repoziționările Marea Neagră, acele zone de interdicție de care vorbeam extinse în această perioadă, afectează foarte mult interesele Turciei. Din punct de vedere militar, Turcia este comparabilă ca și prezență Marea Neagră cu Federația Rusă. Deci punctul de vedere al Ankarei contează. În al doilea rând, Ankara a avut un rol oarecum ceva mai complicat înăuntru Alianței Nord-Atlantice, importând rachete S-300 din Federația Rusă, ceea ce i-a determinat pe americani să anuleze contractul cu Turcia privind achiziționarea de către aceștia din urmă avionilor F-35. Deci, oricum, nervozități au existat. Și cu toate acestea, partea turcă a simțit nevoia să atragă atenția Moscovei de faptul că se merge totuși prea departe. Și din această perspectivă, interesele comerciale, militare, de echilibru în Marea Neagră sunt periclitate prin acțiunile pe care Federația Rusă le pune astăzi în aplicare. Din câte știu, Erdogan l-a întrebat pe președintele Putin cât de departe vrea să meargă. Pentru că, la un moment dat, Turcia, cum se spune în astfel de situații, este obligată să reacționeze. Când ți se spune că ești obligat, că cineva este obligat să reacționezi, trebuie să te gândești la toate variantele care îi stau lui la dispoziție în a-ți contracara măsurile. Armand Goșu, cum sunt pentru dumneavoastră aceste informații? Ar fi vizat Mariupol? Există o mobilizare militară acolo? Există informații, relatări conform cărora coloane de blindate s-ar îndrepta către acest port de la Marea de Azov. Deci, cum sunt aceste informații pentru dumneavoastră? Bun, deocamdată ar trebui să așteptăm, să vedem dacă se vor opri la linia de contact. Pentru că dacă se vor opri la linia de contact, înseamnă o frontieră. Acum, ce ați prezentat dumneavoastră ca o hartă acolo, simplifică chiar foarte mult. Regiunile Oblast se numesc, nu sunt Lugansk în nord și Donetsk în sud. Ele sunt mult mai mari, au 53.000 de kilometri pătrați. Regiunile însă care sunt controlate de separatiști, Republicile Populare, Donetsk și Luga, sunt mult mai mici. Ele au împreună 18.000 de kilometri pătrați. Deci distanța, diferența de la 18.000 de kilometri pătrați la 53.000 de kilometri pătrați, soarta acestui teritoriu deocamdată e neclară. De la Moscova sunt decidenți importanți care au răspuns că nu ne vom opri la linia de contact. Președintele Putin a spus aseară, păi stai puțin, nu putem noi modifica granițele regiunii, trebuie să respectăm granițele așa cum au fost ele în Ucraina, deci 53.000 de kilometri pătrați. Da? Deci, dar a spus Putin să vedem cum se vor înțelege Kievul și Donetsk, Lugansk, că ei vor negocia, că chipurile sunt independente, nu? Deci în acest moment nu știm dacă trupele astea rusești plus trupele celor două corpuri de armată din Donetsk vor depăși linia de contact, pentru că în afara liniei de contact este portul Mariupol, care e foarte important și cel mai important port prin care se exportă cereale. Ucraina este un mare producător de cereale. Din punct de istoric, Mariupol e calea către întreaga lume pentru cerealele. Deci e o treabă de câteva ore, poate câteva o zi, oricum nu mai mult de o zi, să vedem dacă trupele rusești se opresc sau nu, că n-a început azi, cum spunea un oficial, un general american,
N-avea cum să înceapă azi ofensiva, pentru că azi e zi liberă. Azi, 23 februarie, este ziua forțelor armate ruse. 23 februarie 2018, 1918, Trotsky a publicat ucazul de înființare a Armatei Roșii. Iar în Rusia este zi nelucrătoare, este sărbătoarea Armatei Rusiei. Toți militarii sărbătoresc această zi. Nu le-ar fi stricat Putin sărbătoarea cu o invazie. Deci vreau să spuneți că momentul cheie va fi cel în care trupele ruse vor trece dincolo de zona pe care o controlează acum separatiștii. De linia de contact. Linia de contact este linia stabilită prin negocieri în formatul Normandia cu OSCE-ul în 2014. Dacă vă uitați pe hărțile primelor luni de conflict, o să vedeți că harta apare așa ca în desene animate. E o bulă sus, după aceea bula aia de sus se dezvoltă undeva la mijloc. Teritoriul controlat de separatiști a variat foarte mult în primele luni. Amintiți-vă, sunt două bătălii importante, soldate cu înfrângeri severe pentru ucraineni. August 2014, Ilovaisk, când armata rusă a intervenit, au fost atrași 20.000 de soldați ucraineni din armata regulată, au fost atrași într-o cursă, au fost înconjurați și atunci s-a semnat în septembrie, câteva zile mai târziu, s-au luat vreo 700 de militari prizonieri. A fost ceva absolut îngrozitor acolo. Au fost lăsați prizonierii după aceea înconjurați, fără să aibă statut de prizonier, erau lăsați fără mâncare, au stat vreo două săptămâni fără mâncare. S-a semnat Minsk 1. Deci pur și simplu Putin a zis, dacă semnez un armistițiu, n-am nimic de câștigat. Atunci eu îi pun pe ucrainieni, Poroșenko, proaspăt arăt pe președinte la momentul respectiv, să semneze Minsk 1. După debalțevă, în ianuarie-februarie, un an mai târziu, 2015, s-a semnat Minsk 2. Da? Am tot discutat Minsk. Ei bine, Minsk este cel care fixează pe teren. Pentru că spune că se va fixa frontiera, se vor retrage, nu frontiera, linia de demarcație, da? Se vor retrage la 60 de kilometri armele de calibru, nu știu care, la 120 de kilometri armele de calibru mai mare, 120 și ceva. Aia este linia de contact pe care a fost monitorizată de OSCE. OSCE-ul a plecat, linia de contact tot a rămas. Pe linia de contact... Am înțeles toate detaliile astea. Am o întrebare, vă rog un răspuns scurt. Să înțelegem din ce spuneți dumneavoastră că ar avea rușii vreo reținere să treacă peste linia asta de contact? Nu. Evident că n-au nicio reținere, iar cele mai multe declarații ale oficialilor ruși, asta și indică că ei nu vor recunoaște linia de contact și că vor merge până la frontiera regiunilor, oblasturilor Donetsk și Lugansk, adică vor 53.000 de kilometri pentru aceste două entități independente și nu doar 18.000 de kilometri cât ar avea acum. Am înțeles. Cristian Diaconescu, sancțiunile anunțate de Uniunea Europeană sunt serioase? Este vorba despre anturajul aproape extins al lui Vladimir Putin, inclusiv ziariști. Am văzut că e un mare prezentator de la televiziunea Rusia 1, șefa Russia Today, da. Purtătoarea de cuvânt a externelor, doamna cu concediu, care voia să știe când pleacă Rusia la atac ca să-și facă ea un concediu. Este prima fază sancțiunilor. Doamna respectivă a plâns și direct la televizor. Este prima fază a sancțiunilor. Vor urma sancțiuni în ceea ce privește pe oligarhi și operațiunile pe care aceștia le fac. Acea gravă sancțiune la care mă refeream și aseară, blocarea vânzării datorii suverane, deci titlurile de stat ale Federației Ruse nu vor mai fi achiziționate pe piață. Importurile de înaltă tehnologie, în egală măsură foarte semnificative pentru economia rusă. Și ce se vorbește de mult și se pare că se va aplica, blocarea circuitului SWIFT. Adică tranzacțiile, mecanismele de tranzacționare între bănci privind plățile reciproce, din care, în mod evident, Federația Rusă, prin care Federația Rusă și-a achită obligațiile financiare. Deci o izolare economică în trepte, în etape, care la un moment dat poate pune la îndoială și capacitatea de a duce un război, pentru că un război costă carburant,
etc. Și dacă mai ținem seama și de faptul că dacă se depășește acea limită a oblastului de care spunea domnul profesor, foarte corect, se poate aștepta armata rusă și la o contrainsurgență și la diverse forme de rezistență locală, care, chiar dacă nu ar fi suficient de puternice sau coordonate în așa fel încât să-i respingă forța militară, poate, în orice caz, toate acestea pot determina o perioadă îndelungată în ceea ce privește conflictul. Deci, din această perspectivă, este de văzut dacă se va ataca doar pe această direcție, dinspre est spre vest, sau devin credibile acele scenarii pe care, mă rog, le-a scăpat în presă și CIA-ul la un moment dat, în ceea ce privește atacul din trei direcții, le-ați prezentat și dumneavoastră în repetate rânduri. Una din aceste direcții fiind dinspre sud, adică dinspre Marea Neagră, spre Crimea, Odessa, și în momentul ăsta nu pot să-mi cenzurez o întrebare: a fost bine că am alungat exonul din Marea Neagră? Da, rămân cu întrebare. Și ar fi vizat chiar și Kievul din Belarus? Este foarte complicat. Ar fi din Belarus, într-adevăr, un exercițiu militar cu aproape 130.000 de militari ruși. Kievul și zonele adiacente înseamnă cam 3 milioane de locuitori. Cred că ar fi extrem, extrem de complicat și greu sustenabil o astfel de ofensivă. Dar în zonele de care discutăm, da, deja intrarea militară, chiar și fără însemne pe tancuri, este una evidentă și categorică. Acum, deci, nu mai este pentru nimeni un secret acest lucru. Depinde cât de departe se ajunge când de acest lucru discutăm. Domnule profesor Goșu, o întrebare dublă pentru dumneavoastră, pentru că dintr-una o să aflăm răspunsul celeilalte. L-am văzut pe Vladimir Putin obsedat de istorie. Pentru el totul e istorie, istoria ar justifica orice, cu selecția pe care a făcut-o. Vă e clar ce vrea ca să înțelegem unde se va opri? Nu, grea întrebare. Grea întrebare. Dar să știți că obsesia tuturor dictatorilor e istoria. Amintiți-vă Nicolae Ceaușescu, ce să mai juca el cu istoria, ce mai făcea el, programul Partidului Comunist, jumătate din el era lecție de istorie. Așa că toți dictatorii se joacă cu istoria de parcă ar fi o plastilină. Acum, din discursul de luni seara lui Putin, care de fapt e o dezvoltare a articolului lui publicat în vara anului trecut, în iulie, Unitatea istorică a rușilor și ucrainienilor, rezultă un lucru foarte clar. Ucraina nu există. Ucraina e un stat inventat, deci Ucraina nu există. E un non-stat. Da? Poporul ucrainian nu există. Iar e un popor inventat. După asemenea afirmații, nu, ce concluzii poți să tragi? Că ucrainienii nu există. Și mai mult transmite un mesaj Putin și în articolul de anul trecut și aici acum îl dezvoltă. Da, asta a fost un discurs de vreo 54 de minute. Articolul ăla, chiar dacă a fost lung de vreo 40.000 de semne, de vreo 20 de pagini, dar totul se putea citi într-o oră, o oră jumate. Acum el ne-a ținut și ne-a dezvoltat multe din elementele din articol, spunându-ne oricine a făcut parte la un moment dat din URSS sau din Imperiul Rus are pământul rusesc, rusc XM. Deci el se joacă cu niște concepte care sunt sădite în mințile copiilor de la grădiniță, cu primii cneși ruși, nu? Sabiratel ruskih zemel, cei care adună pământul rusesc, cneșii fondatori ai Moscoviei, statului rus. El cu ei se compară, el nici măcar nu mai joacă în ligă cu țarii ruși, cu Petru cel Mare. El se duce direct în secolul 11, 12, 13. Bun, în condițiile astea, mai poate vreun lider politic din Kârgâzstan, Kazakhstan, Moldova sau chiar din țările baltice, nu, care au aparținut, sau din Finlanda. Finlanda a fost mare ducat în cadrul Imperiului Rus între 1809 și 1917. Mai poate să doarmă liniștit după astfel de declarații ale președintelui rus? Deci îmi spun, mă întrebați unde se oprește. Luați granițele, harta Imperiului Rus, puneți-o lângă harta URSS-ului și trageți o linie mediană. Undeva acolo se va opri Putin, dacă va fi lăsat.
ceea ce sper să nu se întâmple. Lăsat de cine? Există o opoziție internă? Nu e vorba de opoziție internă. Opoziția internă e în pușcărie. Dacă ai curaj să ieși pe stradă, dacă cumva îndrăznești să ieși pe stradă, ești imediat trimis la închisoare. Și totuși în aceste zile au fost 6-8 oameni care în centrul Moscovei au protestat în piața Pușkin, imediat au fost săltați și duși la poliție. Dacă ai curaj să pui o postare pe o rețea de socializare, 3 rânduri, ceva mai critice la adresa regimului, ești arestat. Și ești condamnat. Acolo s-au pronunțat condamnări de 4-5 ani închisoare cu executare pentru, afirmații care nu sunt pe linie. Pun la îndoială leadership-ul de la Kremlin și capacitatea lui de a lua decizii corecte. Problema e a Occidentului. Iar acum eu cred că Occidentul trebuie să răspundă la ce a făcut Putin și nu Ucraina, sau să vedem ce pas mai face Putin mai departe. Deocamdată Occidentul văd că își calibrează răspunsul. Eu sunt puțin mirat pentru că nu folosește în declarații cuvântul invazie. Stau să mă gândesc. Țin cuvântul invazie, nu vtarjenie. Invazie, invasion, în engleză contează că nu în rusă. Invazie este după ce depășesc linia de contact sau după ce depășesc granița administrativă a regiunilor Donetsk și Lugansk. Sunt întrebări foarte serioase astea. Deocamdată ce avem de la Occidental? Avem o condamnare internațională pentru încălcarea legislației, nu pentru încălcarea suveranității, a integrității teritoriale. Avem pachete de sancțiuni. Vedeți și sancțiunile astea. Britanicii, primul cine a ieșit? A ieșit Johnson cu niște sancțiuni. A sancționat pe frații Rotenberg, pe Timchenko. Păi oamenii ăia sunt sancționați din 2014 de americani, canadieni și japonezi. Au dat niște sancțiuni împotriva băncii Rasia, unde și are, sau și avea, nu mai știu, contul președintele Rusiei, primea salariu acolo. Păi alea sunt sancționate de acum 8 ani în alte părți. Deci și aici, nu știu, au tot discutat 3 luni de zile ce facem cu acele sancțiuni. Și la nivel de G7, și la alte niveluri. Aș fi vrut să văd niște, nu să iasă ca pionierii de mână, dar mai coordonate aceste ieșiri sau într-un fel e o dezamăgire inclusiv în Ucraina, inclusiv la cei care ne urmărim și ne pricepem la ce se întâmplă în Rusia și urmărim și sancțiunile și vedem că nu sunt cele așteptate. Și mă gândesc, oare o să vină vreodată, dacă ne ferim de cuvintele astea, invazie? Nu-i facem cumva un bine lui Putin? Bun. Și ar mai fi de lămurit ceva, Cristian Diaconescu. Secretarul General al Națiunilor Unite astăzi spune că lumea se confruntă cu un moment de mare primejdie. E un moment pe care a tot crezut că nu-l va trăi, că va fi întârziat și că până la urmă nu se va întâmpla. Invazia va disloca 5 milioane de oameni. Ministrul nostru de externe tocmai ne-a spus că România este pregătită să primească refugiații din Ucraina. Am înțeles din evaluările Ministerului Apărării că ar putea fi vorba despre 500.000 de refugiați care să fie primiți în România. Dar nimeni nu știe cât va dura această operațiune, până unde va ajunge și dacă nu cumva va putea fi vorba de mai mulți, nu? Pentru că oamenii vor pleca din fața armatei ruse. Vor fugi din fața armatei ruse. Din câte am înțeles, în urmă cu ceva timp, foarte scurt timp, Casalbă l-a anunțat pe Zelenski să se pregătească de large scale offensive. De o ofensivă pe scară largă. Deci, din acest punct de vedere, consecințele pe care dumneavoastră le-ați menționat în legătură cu refugiații sunt aproape obligatorii. Asta se va întâmpla cât se poate de clar. Sigur, statele limitrofe, Polonia, Lituania, mai spre Belarus, dar să nu uităm, cea mai lungă frontieră cu Ucraina o are România. Deci, din acest punct de vedere, problema refugiaților, într-adevăr, ar putea fi una dintre cele mai complicate. Numărul foarte mare pe care România
îl anunță ca fi capabilă să-l absorbă într-un interval de câteva ore. Atenție că cam așa se discută în astfel de situații. Este unul care arată că există în România o formă de organizare și de cunoaștere a modului în care se gestionează astfel de situații. Dacă așa stau lucrurile, nu pot să spun decât că da, totul este în regulă. Numai că normele internaționale, dreptul internațional, valorile la care noi am achesat înăuntru organizațiilor din care facem parte, ne obligă să avem grijă de acești oameni. Adică, dincolo de declarațiile publice, trebuie să știm exact ce avem de făcut în astfel de situații, pentru că nimeni nu poate fi respins în interval de ore. Vă spuneam, în Germania au avut o uriașă problemă, pentru că la un moment dat au trebuit să primească tot așa în câteva ore 800.000 de refugiați, până la 1.000.000. Bun, noi, dacă reușim să primim 500.000, repet, este perfect, dar nu îi putem lăsa pe acești oameni de izbeliști, asta este clar. Dacă ar fi o invazie de mari dimensiuni, da? Pe scară largă. Mai ales în zona vestică. Nu sunt, ca să fim corecți, nu sunt semnale în acest moment categorice din această perspectivă. Dar în Ucraina s-a intrat militar. Din acest moment, când armele vorbesc, cum vă spuneam, diplomația tace. Deci în acest moment nu pot spera, adică nici la Geneva, la Bruxelles sau în convorbiri telefonice, o situație poate fi rezolvată imediat. Sigur, poate fi oprită, poate fi gestionată, dar înainte de aceste speranțe, trebuie să-și producă efectele deciziile luate. De exemplu, tot americanii anunță o chestiune interesantă. Mă rog, este de verificat. Nu am cum să... Nu sunt neapărat date publice. Și anume că la Moscova s-a constatat un anume sentiment de oboseală în rândul militarilor din jurul Ucrainei. Deci a trebuit să li se dea și acestora un tip de incentiv, un tip de motivație suplimentară, exact, printr-o decizie de un anume fel. Stăm de 2 luni, 3 luni aproape aici, ce se întâmplă totuși și care este rezultatul? Și pare să că și acest factor, chiar dacă pare ușor derizoriu, a jucat în ceea ce privește decizia luată. Bun, cât de departe se va merge, însă rămâne de văzut, impredictibilitatea e totală. Vă mulțumesc mult, domnilor. Mulțumesc și eu. Ministrul de Externe.